încearcă să mă cheme. Pe drumul lung și cunoscut mai trec din vreme în vreme. Dacă o cultură ca necesitate umană devine destin, pot spune că sunt un om de cultură devenit destin. Vorba academicianului. Domnule academician, figură enciclopedică, sunteți aici pentru a permite scopul divin al Universului să se dezvăluie. Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este. Totul constă în esență și prezent. Iar esența noastră, în prezent, este onoarea și bucuria de a vă revedea. Stimați oaspeți, bine ați venit în instituția noastră, care astăzi deschide o filă istorică din viața ei, pe care o declarăm deschisă. Oaspeți de onoare avem astăzi în instituția noastră domnul academician Mihai Cimpoi. Serafiu, ex-primar municipiul Chișinău, ex-prim viceprim-ministru, prim vicepreședinte al Parlamentului, scuze, domnul Bulgar Valeriu, ex-viceprim-ministru, ex-ministru agriculturii, oaspeți de la Dorohoi, a Dăscăliței Vasile, președintele Asociației Prieteni Basarabia Bucovina și Ținutul Hierța, profesor Gologan Constantin, Cronț Gheorghe, Bartazan Valică alias Vale Hudești. Bine ați venit! Primăria Dumbrăveni, județul Suceava, secretarul primăriei Dumbrăveni, domnul Mihai Chiriac, domnul primar de Larga Radu Urechean, domnul viceprimar de Larga Zelizni Ghenarii, domnii consilieri locali, domnul Creciu și Raionari, domnul Creciun Anatolie și Dejenar Alexandru, stimate doamne de la Direcția de Învățământ, Tineret și Sport, Briceni, și în ultimul rând, șeful Direcției de Învățământ, Tineret și Sport, Briceni, domnul Vitalie Șterbu. Cer scuze, iertăciune. De casă, dar și emoțiile sunt. Iertăciune încă o dată. Prezentare special. Noi avem și la. Dacă ai vrut să ajungi pe culme, ai găsit atenții strop, ești lumină pentru lume, ploaie rodnică din strop. Viața-i grăbită ca stropul de ploaie. Și ajungând la noi cu lacrimi de seamă, ea pătrunde în inimi și greu ne taie, dar clipele frumoase mult înseamnă. Cu un cântec ne este prezent astăzi domnul Victor Cioplea, balada lui Porumbescu. Thank you.
colinile nordului, leagănul satelor de la această margine de țară, care ținând pe atâtor vremuri de răstrește, ocupă în istoria neamului un loc deosebit. De aici, din huma lui, de unde viața pulsează alert, zvâcnește căldura în adevărat sens al cuvântului. Au punit în lumea mare oameni harnici și viteji, cărora nu le-a fost, ci nu le este rușine, să rostească numele baștinii lor. Diferiți sunt căile vieții. Pe unul soarta leagă pentru totdeauna de baștină, pe altul duce departe, peste mări și țări, și oriunde nu s-ar găsi, fiecare poartă în adâncul sufletului un dor mereu nestins, o amintire plăcută care îi alină tristețea, îi umezește ochii, îi taie răsuflarea. Și cum să nu frământe valul dorului, știind că pe aceste ulicioare mai leargă copilăria? Și cum să nu-i chene inima la obârșia sa, căci sufletul său necesită resetare? Satul e vatra unui echilibru spiritual, a unei lumi trecute și prezente, care pune în valoare locurile și improvizează scara timpului. Trecut te trece și așteaptă generații peste generații, doar timpul și omul mai schimbă imaginea sa. Să mă întorc acasă într-un ceas cu noroc, să mângâi cu privirea mea tristă părintească mea prinspă unde m-am născut. Acasă vinul e mai vin, acasă cerul e mai senin, acasă doar la vatra străbună statul iarăși ne cheamă dintr-un pas grăbit. Largă este dragostea noastră pentru sat, largă este lumea în care am plecat, larga, tu ne ești ca o mamă, ca o frunză în toamnă, legănată de vânt. Depărtările fără hotar, dar dorul ne aduce acasă, la pânea mamei pe masă, la miresme de flori. E toamnă și frunzele au căzut, e toamnă și în pletele noastre de muncă, dar satul își petrece feciorii ca și toamna cocorii, iarăși prin străini. Largă este dragostea noastră pentru sat, largă este lumea în care am plecat, larga, tu ne ești ca o mamă, ca o frunză în toamnă, legănată de vânt.
acasă vinul e mai vin. Acasă, acasă cerul e mai senin. Și doar acasă, la vatra străgună, satul iarăși ne cheamă dintr-un pas grăbit. Largă este dragostea noastră pentru sat. Largă este lumea în care am plecat. Larga, tu ești ca o mamă, ca o frunză în toamnă, legănată de vânt. Largă este zarea senină. Este lumea străină, oh, larga și pe bolta nocturnă plânge o stea fără nume. Este inima mea, la 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 la. Bună ziua la toți, da, mi-am trecut aproape 20 de ani aici, în această instituție, unde am fost director, deci am plecat aici în 2010 și mă bucur foarte, foarte mult că evenimentul de astăzi anume se petrece aici în incinta gimnaziului. Deci, de fapt, noi n-am spus ce facem azi aici, dar vreau să spun că evenimentul ăsta s-a copt mulți, mulți ani în urmă în toată România, tot la Dumbrăveni, domnul Chiriac. Și deci, dacă eram la simpozioane și mai puțin puteam să vorbim cu domnul Cipoi, seara ți-am minte la Suceava, în hotel, parcă văd să acum hotelul și-a naștat mult, mult de vorbă și pe urmă când Cipoi pleca la culcare, mai mult vorbeam subiectul ăsta cu șoferul, cu Cipul, era undeva Cipul Vigea și îl rugam mult ca, băi, te rog frumos, Cipul, convinge-l pe domnul Cipoi ca să accepte, fiindcă, sincer să fiu, foarte greu dumnealui a acceptat să vină. Dar am stat nu numai de vorbă, am stat și la arcă. Păi da, asta e clar. Da. De aceea, repet încă o dată, sunt foarte bucuros că acest eveniment se petrece astăzi aici. Aș vrea să mulțumesc primarului de Larga, domnul Radu Ulichean, împreună cu consilieri, pentru că dacă ei nu luau decizia respectivă, noi azi nu putem să facem ceea ce vrem să facem. Aș vrea să mulțumesc mult și domnului Serafim Ulichean, domnului Valeriu Bulgaru, care sunt absolvenți acestui gimnaziu și de câte ori apelăm la domniile lor, tot timpul sunt prezenți aici și nu numai cu prezența, dar au o mare contribuție ca școala asta să arate astăzi așa cum arată. Mulțumesc posibilitatea ca să vedeți sala de sport unde iar așa au contribuit domnitorii noștri. Să dea Domnul că începutul de azi să aibă continuitate și eu aș vrea ca în fiecare an, la două sâmbătă, a lunii februarie, toți să ne adunăm aici, la Larga, în incinta gimnaziului, pentru a ne întâlni cu Mihai Cipoi, pentru a discuta, pentru a, nu știu, acum vedeți că m-au bucat și bine emoții, deci nu știu ce să zic, deci seara asta de creație care o facem noi astăzi aici să devină o tradiție și mulți, mulți, mulți ani înainte aici la Larga să ne adunăm împreună pentru a face lucruri frumoase. Eu vă mulțumesc la toți pentru faptul că sunteți astăzi aici cu noi. Sperăm că o să fie o zi foarte, foarte frumoasă. Mulțumim! Deci, am zis și mai repede multe ori, la Larga se nasc și se vor naște talente. Aici, în fața dumneavoastră,
O să interpretez o piesă foarte frumoasă, cântă cu Bulbată Lăvira, de o dinastie foarte răspândită de la largă, care se numește Bodăcenii, ce este aici de pe susul. Reprezentanța dinastiei îl avem Vasile Mititelu Mare, Vasile Mititelu Junior și nepotul Cristi Mititelu. Să-i aplaudăm! Ce
cel mai mare pătrar care trăiește astăzi la Chișinău. Clasicul de lângă noi, academicianul Gheorghe Păun. Spirit vulcanic, afirmația academicianului Valeriu Matei. Tu, copile, să arăt pământul cuvintele, să te ostenești desfăcând în șoc de firul sensului, să te trăiești valoarea și puterea ca aflată. Copilul a tras adânc la plugul peniței. Tu, copile, să te ridici în sus, de desfăcându-te de pământ, să fii oricând cu parametrii omenirii, cum se vede, prietenii, înțelegerii, bunătății. Copilul a crescut o fire domolă și înțeleaptă, cu surâs simpatic și ademenitor. Calm, senin, calm, plâng la inimă, lipsit de invidie, împărțit de energia contraților, deschizând drumuri noi pentru spirite dotate, însuflând putere și încredere. Și copilul acesta este Mihai Cimpor. Avem în scenă cântecul De-aș avea, versurile Mihai Eminescu. De la Centrul de Creație, domnișorul Dorin, vă rog. Alcaneaua să-l luăm.
de una purpurie. Când vesel și ușor șoptim șoapte de amor, șoptim șoapte de amor. Iubirea mea al cuvântului, domnule academician Mihai Cimpoi. Vreau să fac câteva mărturisiri ale zilei, construite pe stările trăirii unei întâlniri memorabile, care va intra în istoria satului nostru Larga. Valurile vieții ne îndepărtează, dar vânturile favorabile îndreaptă generațiile prezente la o cunoaștere mai profundă a propriei ființe. Astfel, avem fericita ocazie să ne întoarcem la rădăcini, la izvoare. Mihai Cimpoi, fie cu semne comportamentale ale unui râzeș, care, după cum afirmă Eugen Simion, pare că s-a hrănit toată viața lui cu rădăcini de stejar. Astăzi, cu adevărat, pentru fiecare lărgean și nu numai, e o adevărată sărbătoare, pentru că avem printre noi un oaspete de seamă. Domnule Mihai Cimpoi, v-aș numi sol de pace al limbii și literaturii române din Republica Moldova. Dumneavoastră fiind cu siguranță unul dintre cei mai străluciți scărturari pe care l-a dat acest pământ lărgean. Și pentru că avem în față un om cu tot deosebit, permiteți-mi să arunc câteva lumini modelatoare, cum le numiți dumneavoastră, domnule academician, în biografia plină de evenimente. Domnule Mihai Cimpoi, cu siguranță dumneavoastră sunteți și veți rămâne mereu o rădăcină viguroasă a neamului nostru, a satului nostru, care ține mereu vii izvoarele veșniciei. Cândva
în banca a treia, de la ușă, sau poate a doua, de la ce? A doua, de la ce? Cred că vă este dor de anii aceia. Da. O colegă vine în fața dumneavoastră. Deci o colegă care ați avut-o și acolo pe Venetica, ce e cum îi zicem noi alăturea, doamna Burdujan Eleonora, alias Ivanov Eleonora, ex-directorului liceului domn Gheorghiță Larga. Norica de altă dată. Norica de altă dată și ar vrea să luați loc acolo în banca de lângă colegă. Acum cu putere, eu să zic că prea trebuie. Doamna? O bilă o mică ar încapea mai bine aici. Da. Onorat asistent. Scumpe colegă, de câte ori pășesc pragul unei instituții de învățământ, de atâtea ori îmi stă în față, în ochi, clasă în care am învățat, banca în care am stat, îmi stă în ochi pedagogii care le-au urmat, mi-au crescut personalități mari, și întotdeauna în când îi fătămează o melodie veșnic, bătrână, veche, dar actuală oricând. Anii de școală frumoși mai sunt, ani de copilărie, de povață și de cânt. Vai, colegii, cum s-au dus de la noi și nu mai vin înapoi. Pe drept cuvânt s-au perindat anii, așa cum e col sonor. Dar astăzi ne-am întâlnit la o solemnitate nespus de mare și frumoasă. Și aș vrea să pomenesc că suntem noi, colegii cei de altă dată, în a 64-a aniversare de la absolvirea școlii medii. N-am sunut după cea de gimnazie, dar a școlii medii. De aceea, după cum ați văzut, Venetica, am fost 22 de elevi adunați din diferite localități. Cotujeni, Gimnaziul Largă, Coteală și Școala de Bază am format o clasă foarte frumoasă. Toți cei 22 am deschis ușile instituțiilor de învățământ. Toți cei 22 am avut un scop comun, să devenim oameni cu literă mare, oameni onorați și stimați, dar, cu părere de rău, unul de noi s-a deslegit prin tot. Și anume, el a devenit sufletul societății, mândria țărișoarei noastre, mândria satului natal, cât și mândria colegilor de școală. Hai, altfel nici nu putea să se întâmple, fiindcă am să vă povestesc un caz. Pe când activam noi în școală, era așa o activitate, se numea colhozul școlar. Și avem diferite funcții acolo, de președinte, de contabil, de șef de echipe, dar baza mea era să creștem porci, ca să ne îngrijim, să ne avem grijă de hrană pe anul de învățământ. Creșteam iepuri. Mai ales porci, eu cresc. Vierme de mătase să ne îngrijim. Iată cine ocupam în timpul liber după ore.
Da, domnul, să numesc mai simplu Mișa, cum era între noi, își căta de treburile lui. Cu sacul în spate, la bibliotecă sătească, îl încărca cu cărți și își căta de treabă. Dar voi creșteți porci și hrăniți-ne. Eram medinoliști. Am spus-o în glumă, fiindcă munca cu obligație pe care a depus-o și darul dumnezeiesc care l-a avut și tot efortul pe care Dumnezeu l-a dorit a devenit acel Mișa Mihai Cimpoi. Onoarea, cinstea și totul ce e mai frumos pentru bașcăra noastră. Am să mai povestesc că toți o știm de academician, îl știm de scriitor, îl știm de critic literar, dar omul acesta are în sine și calități personale ale noastre, ale arginilor. Este destul de simplu și modest, la rândul său, și cu omenie mare, și cu omenie mare. Îmi aduc aminte odată, domnule Mihai Cimpoi, la una din întrunirile republicane a directorilor din toată Republica, dumnealui fiind invitat ca un oaspete de onoare, astăzi și-a luat cuvântul, a ieșit la tribună, s-a uitat în sală și m-a zărit. M-a cunoscut. M-a salutat față de sala întreagă de manager școlar. Pentru mine a fost o mulțumire care atunci n-am reușit să vă spun, dar vă spun astăzi. Mulțumesc pentru simplitatea, modestia de dumneavoastră și grija care ați avut-o de colegi școlareți în persoana dumneavoastră. Stimate colegi, fapte bune și frumoase astăzi vor fi enumărate. Eu mă opresc la cel de la localitatea noastră, de la loc. Cum poate oare colectivul meu, eu am activat, să vă uite faptul când primind o însărcinare din partea direcției de învățământ, să facem o activitate cu Leonid Alare, trebuia să deschidem activitatea dumneiei, noi fugulița unde? La Uniunea Scriitorilor, unde domnul Cimpoi ne-a dictat din tapă și am făcut o activitate de brio, cum se spune, în fața profesorilor de limbă română din întreaga Republică. Am deschis, ce am deschis atunci? Secretele dumneiei și creație e și mai departe. Biografia. Iată, mulțumim dumneavoastră și pentru această activitate care ne-ați venit în ajutor. Cu alte cuvinte, fapte de acestea se poate enumăra multe. Că avem, în ziua asta, a spune multe. Dar e binevenit faptul că direcția gimnaziului s-a gândit la faptul că bine meritați, după faptele dumneavoastră frumoase, după chipul dumneavoastră și calitățile pe care le aveți, să faceți o pagină de istorie în această instituție și eu dau consimțământul că ați avut o alegere corectă. Fiindcă, să vă spun drept, vă mândriți cei de la gimnaziu întotdeauna. Acesta e absolventul nostru, acesta e absolventul nostru, acesta e absolventul nostru. Dar eu m-am întors cu mândria mea și îi spun, sunt absolvenții noștri a școlii medii. Ei zic că eu format de mici, dar noi am definit. Deci, așa că avem ceva comun tare. Și cu atât mai mult că instituția asta de învățământ m-a îndrept
afectat și pe mine în viața mare, în pedagogia mare, cum se spune. Mi-am început activitatea mea de pedagog aici. Și mi-era directorul pe atunci Nicolae Vasilievici Fedorcev, nu știu cum, parcă pare așa, tare s-a purtat sever ca tânăr specialist. Mi-a dat în școala aceasta cea mai grea clasă ca diriginte, ca diriginte. Și iată ce făceam. În toată ziua de dimineață, ca un șef de zvinou cum era pe atunci, luam de la o margine, azi mă uit să vin la școală, îmi veni să vin la școală. Și domnul Greco se uita numai, mă uite pe pragă în zare, cum era tradiția lui să văd, că să vin școlarii la școală. Și au venit toți elevii de pe sus. Fiind în activitate de pedagog, eu am determinat un lucru. Că aici, în partea de sus a satului, se nasc băieți frumoși și tare deștepți. Fete frumoase, dar luptau după măritate. Era o tradiție în larga, cine mai întâi se căsătorește. Și acestea erau fetele de partea de sus a satului. Dar în vale erau fete care învățau, poate nu chiar așa de frumoase, dar luptau pentru carte, pentru știință, dar băieții doreau să devină gospodari. Și spun și acelea, și spun și acestea. Vă mulțumesc frumos, pământul acesta de Iisusul, care dă drumul la oameni, s-a deștept, văzut și așa mai departe. Nu, alături de dumneavoastră sunt niște colegi, niște prieteni, n-am terminat, eu rog, să învățați, vorbesc. Niște colegi ai dumneavoastră, care noi la fel le sistemam. Domnul Valeriu Bulgar, domnul Serafim Urichean și am putea numi, cred că azi veți numi multe, multe nume cu răsunet mare, care întotdeauna ne mândrim cu ei. Să știți că sunteți cinste noastre, onoarea și ne-am bucurat și v-am stimat și vă stimăm mai departe. Ca întotdeauna, simplu spus. Iar direcției organizatorilor acestei activități, știm că din toate timpurile școala este un organism viu, veșnic în dezvoltare. Eliberăm generații peste generații, demonstrăm talente peste talente și le evidențiem în viață mai departe. Dar, stimați organizatori, colectiv pedagogic, în această zi istorică pentru dumneavoastră a instituției date, eu vă aduc în dar o floare imaginară. O floare cu zeci de petale a anilor de școală. O floare vie și nemuritoare pentru totdeauna. E floarea anilor de școală. Și toate acestea spuse la loc, dacă le împlinim într-o coroană, eu vă doresc succese și noroc, mari performanțe în continuare și să-i, cum ați spus și dumneavoastră, domnule Mihai, ne-a mândrit în ce colț al țării suntem colegi cu dumneavoastră. Vă doresc. Ce înseamnă obișnuință? Da, și și vă doresc în continuare să fiți așa cum ați fost până acum. Timpul vă dispune, activitatea aveți de ajuns, pasul țineți-l cadențat mai departe. Da. Da, da. Dar eu cred că e o discriminare rasială. Că de susul sunt numai bărbați, frumoși, erau și fete frumoase. Nu, de contra, prea frumoase sunt căsătoriile. Iar pe josul și pe valea, și bărbați frumoși. Ia uitați-vă la drășe. La mine, școala eu nu dau, adică o spun real, că școala aici a fost prima dată. Și mergea după, am învățat eu o poezie, eu tot o lecție exportată. Și atunci a scris așa, Constituția măreață, multe drepturi mi-o mai dat. Cine vrei învață, învață, cine nu l-a măritat.
Așa că s-a făcut poezie pe baza școlii din Larga. Și nu uitați, avem pe domnul Mihai Cipoi, care a terminat aici. Domnul Valer Bulgariu avea venit ca în muzeu. Domnul Serafim Alexandrovici Urechean, care... Domnul primar, Idici, aici au căpătat cartea și știința. Consilierul gata de pe Vale. Nu, e a nostru, dar nu e a nostru. Deci... Dar să vă dau, definit complet de tot pe școala medie. Da, dar da, uitați-vă care e situația. Deci a zis fetele să mă ridau și băieți învățau. Eu v-am spus poezia care era legat de Constituție. Mulțumim! Vreau să vă mai zic încă ceva. O colegă mai mărturise aici și spune în felul următor. Este doamna Eleonora Tabarcea, care locuiește astăzi la Lazovsk. Și ne-a spus așa. Mândria înflorește pentru colectivul meu Mihai colegul meu Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, eminescolog, filozof al culturii, care trăiește în cultura demnității. Cu părere de rău, doamna nu este prezentă, dar ne-a dezvăluit câteva secrete și ne-a spus așa. Cum a spus doamna Eleonora, biblioteca nu era mare. Ați fost foarte bun prieten cu bătrâna regină Cartea. Spunea că aveți atunci așa un țolinc cu zici la largă și îl împliniți cu cărți și îl duceți acasă. A doua să veniți cu dânsul, deșertați și luați alte cărți. Și la ora 5 dimineața, când murgătoarele plecau la fermă, în casa copilăriei dumneavoastră ardea lumina. M-a certat mama că ardeam gazul. Deci și acum e periculos ars gazul. Cât trebuie făcut economie. Așa e, da. Așa că ne-a mai spus încă că atunci când scriați o compunere, că așa era pe atunci. Da. Da. Folosați atâtea cuvinte frumoase la limba moldovenească, profesoara de limbă moldovenească trebuia să iei dicționarul, să-i explice ce cuvinte ați folosit în compunere. Bravo! Bravo și încă o dată bravo! Aplauzele dumneavoastră! Vă așezați continuu. Cuvinte? Curs? Sau vorbiți, să mă conformez scenariul. Conformați-vă scenariul. Gata, n-am ce face. Da, vă rog, vă așezați și acuși vorbiți. Chiar dumneavoastră vorbiți. Da, vă așezați aici în bancă. Mulțumim. Just
să fii curios ca un copil. Doar ei știu să se minuneze și să admire lucrurile cele mai evidente. Din curiozitate, elevii gimnaziului vă cheamă la un dialog, readucându-vă pe o clipă în banca școlară. Deci eu rămân în bancă, da? Da. Sunt sigur că toți cei prezenți cunosc data, luna și anul nașterii dumneavoastră. Dar cum preferați dumneavoastră să răspundeți la această întrebare? Eu de obicei răspund când sunt întrebat. Și băi, cum reușești să scrii atâta? Aici a scris 60, am 90 de volume. Și peste 3.000 de articole, îi este ceva. Eu răspund așa, că sunt născut după zodiacul nostru, în sunt Ficior. Septembrie, zodia Ficior. În zodiac, dacă vă uitați, zice, băi, cei născuți în această zodie, au o leacă de italian, nu mult. Ceva mai mult a avut un ziua, că s-a născut tot. În septembrie... Născut chiar de ziua mea, o leacă mai devreme, vreo 14 ani. Dar după zodiacul oriental, e o scală. Adică, pleacă de talent și cu multă muncă, pentru că un cal ce înseamnă? Muncă. Simbolul muncii. Ziceți mai departe. Cine v-a insuflat dragostea față de cuvânt? Ei, dragoste față de cuvânt, iată, vorbea colega mea de învățători, de profesori, știți, la noi se face un pic de confuzie între învățători și profesori. Învățătorii sunt cel din clasele primare, profesorul este cel din clasele superioare. Așa trebuie să facem o distinție, că așa trebuie să facem. Și am avut niște profesori deosebiți, de literatura română, Parfenie Buțu și Tatiana ca la Ciornei, care s-a pierdut, mi se pare, acum câteva luni, Dumnezeu să ierte. Și, Părfinii Gustru, eu, în cinstea lui, deci am instituit un premiu pentru cel mai bun profesor de română, din banii mei. Și el mi-a dat dicționarul limbii românii moderne. Cei mai în vârstă și aduc aminte această ediție de prin anii 60, dicționarul în 4 volume. Era pentru mine o surpriză deosebită, fiindcă noi învățam după gramatica limbii moldovenești. Încă nu era nici litera G. Da. Era Z și J. Da, și dar eu cred că trebuie să pornesc de la părinții mei. Tatăl meu, care avea 4 clase și care știa toate textele care le-a învățat la școală, știa tot teatru popular, cât s-a mai făcut așa vremuri mai bune, el ne-a ajutat să și-a adus aminte banda jiană. Eu eram căpitan atunci. Am jucat în banda jiană. La clubul din sat. Da, da. Și tatăl meu avea obiceiul să citească. El duminica citea. Pe o fete de iarbă, acolo în față casei, unde era și un dud și o coviță, la noi zicem, mare de tot, păcat că el s-a uscat, citea din Biblie și citea din niște cărți care, prin denumire, s-au păstrat în postul casei părintești. Mai sunt și la mine acum câteva din ele. Era Viața Românească, revista, niște
volume mai vechi, ale clasicilor noștri. Dar eu, atunci când sunt întrebat, zic, ați reușit așa să deveniți așa un cărturar și un om de cultură, și eu răspund așa, vă rog să aplaudați pe urmă. Eu zic, sunt dintr-un sat în care țăranii, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, au delegat niște țărani să se ducă la țar, să-l roage să deschidă o școală. Țăranii s-au dus. Cred că cai de poștă, nu știu dacă era trenul, trebuie istoricii noștri, care nu spuneau, nu era trenul. Deci ei s-au dus cu cai de poștă. Cai de poștă, nu știe toată lumea ce înseamnă. Că te duci într-o localitate, acolo schimbi, îți dau alți cai, plătești și te duci până la Sankt Petersburg, că asta era capitala. Moscova e capitală din 1918, capitala Rusiei. Deci ei trebuiau să ajungă la Sankt Petersburg și au deschis această școală. Iar pe urmă a fost trecută la Tescani. Dar eu sunt din acel sat unde oamenii au vrut să aibă școală. Mai departe. Cunoaștem că părinții dumneavoastră au fost oameni de frunte în sat. Cum v-au marcat ei? Acum, eu, fiind academician, am doctoranți. Știți ce înseamnă doctoranți? Cei care fac teze de doctor, mulți, cred că am vreo 20 la ora asta, am și acum doctoranți și din România, și din Franța am avut. Dau exemplu tatălui meu. El începea ziua de lucru cu ce? Ascuțea coasa, bătea coasa. Bătea pe batcă. Nu mai știu lumea de azi ce înseamnă batcă. Era un dispozitiv special pe care se bătea coasa. Pregătea hârlețul, pregătea așa, își punea la punct instrumentele de lucru. Și eu le spun și doctoranților mei, vă puneți mai întâi și întâi instrumentele la lucru, instrumentarul de lucru. Care eu l-am însușit de la tatăl meu, de la mama mea, care era o țesătoare, a și murit la statele, la țesut, păcat că fabrica de covoare, care a funcționat un timp în sat, a dispărut. Nu mai este fabrica de covoare. Și mă uit la domnii noștri, constatăm să se gândească poate că hai să redeschidem acea fabrică. Covoarele noastre se referă la ele covoarele basarabenii, scoarțele basarabenii, se referă cu marele filozof și poet Lucian Blaga în spațiul neolitic și vorbește despre faptul că, uite, în covoarele noastre, în scoarțele basarabenii, despre scoarțele basarabenii el vorbește. Zice, este o frică de gol. Și acolo, până și în fundal, sunt niște trandafiri, niște motive vegetale. Deci țăranul nostru, din Larga și din celelalte sate, deci se teme de gol. Vă vedeți, hai să facem și un pic de filozofie. Filozofia orientală pornește de la gol. E pe conceptul golului, de filozofie orientală. Grecii pornesc de la plină. Iar noi, într-un proverb, și eu am scris o carte întreagă, Europa Sarateriei, zice așa, cu multă înțelepciune, zice, lumea e o cumpănă cu două ciuturi. Când cea plină urcă, cea de șapte se coboară. Iată așa vedem noi lumea.
lume care lucrează mereu. Se umple, se deșarte. Mai departe, scrie în carte. În bună dintre mărturisiri, dumneavoastră ați afirmat că v-a ajutat oricând și în orice împrejurări dragostea față de valori și cultură. Dar cum s-au manifestat acestea? Da, vedeți, una dintre recitele mele cărți este despre Ionescu și valori. Eu am constatat că Ionescu în Paietele lui Studențești vorbește despre cei din trei filozofii ai valorilor. Windelband și Lotze. Deci Ionescu deja știa că există doi filozofi în Germania care au pus partele axiologiei, a disciplină valorilor. Ionescu este și primul nostru filozof al valorilor. Noi vorbim acum despre integrare europeană. Eu am demonstrat într-o carte că ideea europeană este ideea noastră, este ideea românească. De la Cantemir, de la Eminescu, de la Lovenescu cu sincronismul, de la până la marele cărturar Noica, cel care a scris o carte, modelul cultural european, deci noi am avut această idee, noi am modelat-o, ea n-a venit din afară, așa cum au venit reformele. Da. Valorile ce înseamnă? Valorile nu e ce semnificau, ce atestau funcționarele pe timpul, până nu de mult. Adică valoarea acestei cărți e 2 lei și 50 de bani, sau 6 lei și 45 de bani. Altele sunt valorile adevărate, sunt valorile spirituale, valorile morale. Pentru cu ele trebuie să ne ducem noi în Europa. Cu muzica noastră, cu arta noastră, cu ceea ce avem noi bun. Și cu vinuri, înțeles. Numai că vinurile noastre, știți, au și alte țări, vinuri bunicele, așa. Francezii au vinuri, portughezii au, spaniolii au. Iată, o formație ca lăutare, nu prea este. Nici în spația românească, nici în lume. Eu m-am ascultat aici cu plăcere bunăcinii, vreau să vă spun că bunelul lor mi-a fost naș. Țin minte ziua când îl căutau ofițerii, îl căutau ca să-l ducă în Siberia. Eu nu era acasă, în noapte ce ești, când veneau noaptea și dacă nu erai, de cum te căutau prin sat ca să te prindă să te ducă în Siberia. Și apropo de chestia asta, eu m-am îngrozit, dragi consăteni și estimați oaspeți, când am văzut în cartea memoriei, cartea neagră a memoriei, că din satul Largă au fost deportați 500 de persoane. Practic a fost satul ras de intelectuali, de țărani înstăriți și știu că din familia Orichianu, în Rude, am impresia că cam 60 de persoane, așa, care s-au fermat și acolo. Poverișoara de pe rectorul Universității din Bogdan, mi se pare. Vă dați seama, acolo s-a fermat, în condițiile astea, dacă e dintr-un sat de gospodar. Domnule academician, aveți vreo amintire legată de studiile din școala noastră? Amintiri? Da. Exact acele amintiri pe care
Eu mi-amintesc prima zi de școală. Da, acum vreau să, prin amintirile așa mai triste, vă vorbeam de prima mea, deci, prima zi de școală, m-a dus mama cu o traistă de păretar. Puțină lume știe ce înseamnă păretar, este un covor de perete. Da. În gust. Da. Atât. Nu erau ghiozdanele astea pe care acum le poartă elevii în spinare, așa, pentru comoditate. Și m-am dus la școală, m-a dus ea, mama, printr-o uliță care era mereu gluduroasă și era o uliță pe lângă Țântaliuci, când acolo, acolo mereu, nu se usca niciodată uliță. Și, apropo de doamnă director, doamnă directoare, vorbeam de banca a doua. În fața mea stătea o fetiță frumoasă, cu păr galben, știți, ca în poezie lui Corcoșbuc. Galbenă ca un snop, cu părul galben ca un snop de grâu. De că e domnul Bulgaru care cântă foarte frumos, l-am ascultat de tot. Știi probabil această romanță. Și ce credeți? Într-o bună zi, ea era o bancă înainte, nu am mai văzut-o. A fost deportat. Ea, probabil, locuiește, poate este și în viață acum aici, aici două sau trei case. Erau deportările, era foamete, anul 49, a venit colectivizarea și noi, cu toate astea, știți câți eram în clasa întâi? 40. Erau 40, dar de ce? Fiindcă erau din ani diferiți, de ani de naștere. Erau 42, 43, dar așa, se adunase lume multe. Din acei 42 am ajuns în clasa 10, unde ne-am întâlnit de acum cu doamna Eleonora Vasilievna, Norica Tudorevna. Doi. Eu și Valeriu Bujoreanu, un biolog foarte bun, care a fost discipulul lui Matienco, cel care a scris Ultrastructura plantelor și a scris-o în limba... Da? A scris-o în chilică și a scris-o în limba moldovenească, cum era pe atunci, și era studiat în toată Europa. Cu chilică era una din cărțele despre ultrastructura plantelor de mare valoare, de mare referință. Cum am avut și acum școli științifice pe care fostul guvern le-a distrus, le-a nimicit. Noi. Și în final, simțim cu toții nevoia... Bine că s-a ajuns la final. Simțim cu toții nevoia de a fi orientați într-o albie prietnică a dezvoltării noastre personale și, în ultimul rând, pentru a menține rădăcina viguroasă a verticalității noastre ca neam, suntem curioși. Ce mesaj le puteți transmite atât tinerilor, elevilor, cât și cititorilor prin intermediul activității? Da, da. Cu plăcere, un mesaj așa mai complex. Vă vorbeam că trebuie să păstrăm valorile noastre, să mergem cu ele în Europa. Trebuie... Acum, știți, toată lumea, eu n-am călătorit prea mult, dar am fost în câteva țări și m-am convins, și aici nu vorbesc de primarii concret, nu mă refer la ei. Dar ce am constatat eu, primarul a fost domnul Lecheanu și
mai sunt, și ăștia care mai sunt, primarii în Europa lucrează pe bază de proiecte, pe bază de idei. Eu am fost la Schengen. Am fost în ziua când România și Bulgaria au fost primiți în Uniunea Europeană. Am fost singur de la Chișinău, acolo invitat din Luxemburg, dar de românii din Luxemburg, dar de fapt eram invitatul Ministerul de Externe a României. Schengenul ăsta e o localitate ceva mai mare decât largă. Și primarul de acolo i-a venit așa o idee, ia să fac eu vizit pentru Europa. Păi să vedeți cum arată acea localitate. Este un oraș adevărat. Ne-au hrănit acolo, ne-au dat niște, eu, coleacă de franceză, ne-am așa, am vorbit cu țăranii de acolo și am cinstit și câte un pahar, au un vin foarte bun. Am săpit și un fras în acolo, au un palat de cultură, cum n-are Chișinău. Palat de cultură, adevărat. Poate Dumbrăvenii așa un pic concurează centru de cultură. Și un sătuc din Luxemburg, Luxemburgul este de jumate de milioane, pare mi se, nici cât un județ de România. Mică, țară mică, dar frumoasă, dar bogată. Și un primar din un sat de 1500 de locuitori, ce idee a avut? Să adune colindătorii din Europa, fiindcă se colindă numai la noi. Colindă și Bulgarie, colindă și nemții, colindă. Și iată, ei adună, așa, pe bază de bani europeni, adună, fac un festival al colindătorilor. Iată, un primar. I-a venit această idee. Așa că, domnul primar, nu așteptați banii la buget, poți să mă vină. La o idee, la un proiect care avem acum această posibilitate să facem și proiecte. Eu am fost într-un sat de lângă Alba Iulia, un sat care are și gaz și totul e asfaltat acolo, totul e frumos, niște case frumoase. Pe ce? Pe bază de proiecte europene. Iar prietenul nostru de la Goldu, îl știți? Marian. Da, Marian Mărgărit, care e și bun muzician, a cântat în flacăra lui Păunescu, cum a făcut un imn al satului românesc. A vrut să melodie, dar n-a mai ajuns. Și el e la al șasele mandat, dacă nu mă așa. A asfaltat al șasele? E primar din 90. Din 90, deci s-a cotit. Părțiți la 4, 90, 22 la 4, cât vine matematic? 8 chiar, da. E cu matematica, eu am stat mai prost. Copiam de la Ionara Tabar și trebuie să... Da, și ne europenizăm anume fiind creativi, fiind având idei, fiind având niște gânduri bune și gospodăriind bine. Așa cum ar trebui să facă și viitorul guvern. Eu vă mulțumesc, fiindcă eu vorbeam și până la intrare în școală, aici în liceu, că aceste
aceste valori ele trebuie promovate și trebuie ca oamenii să fie la locul lor. Cehov spunea, și asta i-am spus-o și lui Voronin, atunci când l-a numit pe Artur Cosma, ministrul culturii, și m-a întrebat jurnaliștii, zice, domnul academician, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe nouul ministru? Zic, nu, problema nu este că eu, că eu nu-l cunosc, problema că eu nu mă cunosc. Și la un moment dat, eram președinte al Uniunii Scriitorilor, și acum sunt de onoare, dar de onoare știți ce înseamnă, așa? Eu am scris și o epigramă, mai zic, fac și o epigramă, care sună cam așa, că sunt președinte de onoare cu directori statutare, vine să fac, vine treaba la toți cinste pe degeaba. Asta înseamnă de onoare. Bun, dacă nu m-am mai întrebat, îmi pare bine. Acum, doamna director, dați-mi voie să fac niște daruri. N-am venit eu așa ca aici, chiar cu mâinile în buzunar, plătându-mi un drept, sunt eu la mâine. Trebuie să fie ceva concret, nu? Așa. Mai întâi, doamna director, aici. Mă obligă această manifestare și încercăți de gând să faceți din mine, din copilul cea. Că eu corectesc pe cei care zic, cel mai mare e Nescolo. Nu, cel mai mare rămâne Călănescu. Eu sunt cel mai mare. și de aceea mă obligă asta, mă obligă. Vreau să vă spun din capul locului că n-am agreat ideile astea când liceile sunt numite cu numele scriitorilor care sunt în viață, dar prin altă parte, știți, asta obligă și obligă pe cel care se dă numele, să aibă grijă, să fie un fel de custodă. Eu am fost în satul Iurgeni, satul ăsta este lângă Vamă. Cei care merg în România, văd da, inscripția. Și eram un primar acolo foarte activ, eu am Telemann, el venea de la toate manifestările patriotice de la Cicero. Și el zicea să vii la Orșeni, că am denumit o stradă acolo, o uliță, în numele dumneitare. M-am dus eu în sat, am avut o frumoasă întâlnire la școală, m-am dus, zic, domnul primar, mi-am văzut strada, zic, nu-i bună treaba asta, fiindcă prietenii mei, înghele mele, dușmane, o zicea că am fost la Iurgeni și am mers pe Cimpoi. Bun, asta e paralelă. Acum, haideți așa, să începem. Vă promit, nu e o promisiune electorală, știți, promisiune electorală. Vă fac o bibliotecă. Asta e sunt în măsură să fac. Și începem așa. De la această cărțulie Lilliput este Luceafărul lui Eminescu în original, în română și în germană, fiindcă e făcută undeva la Timișoara de comunitatea românilor, nemților, germani, români. Aici este undeva semnătura mea,
Am pus-o la sfârșit ca să nu stric aspectul grafic deosebit. Și mai începem această bibliotecă cu o carte mai mare. Aceea e Liliput, asta e Mastodon. Sau nu știu cum se zic așa. Este un volum care conține toată publicistica lui Eminescu. Toate articolele lui publicate în timpul că a fost un mare gazetar. Publicistica lui are o valoare deosebită și vreau să vă spun numai în singur amănunt că unii prim-ministri de atunci începeau ziua cu citind articolul lui Eminescu. Și apropo de reforma care a fost făcută la, și a autoritățile noastre au recunoscut că nu e chipzuită, nu știu ce, dar o promovată până la urmă. Eminescu spunea că au șanse numai reformele care vin dinăuntru, nu cele care vin din afară. Genial! Și iată, această carte e cu dedicație mie din partea celui care a îngrijit ediția, este Casian Maria Spiridon de la Iași. Și eu am notat aici, readresată gimnaziului Larga, 11 februarie 2020. Mulțumim, doamna bibliotecară, veniți lângă mine. Transmitem comorile din generație în generație. Doamna bibliotecară, veniți lângă mine. Acum avem și o promisiune din partea consăteanului nostru, destinsului nostru, că a zis că are 4.000 de volume, să le aducă în coace. De Dumnezeu să ajungă. Un camion găsit-o la Larga, da? Sem, domn primar e aici. Tot e de la Larga și de la Cibaziu. Acum, e o carte. Am știu, doamne. Trimisă de Tudor Nedelciu, un foarte bun emnescolog de la Craiova. Este o carte despre Vieru, Grigore Vieru. Despre momentele oltenești, așa, despre călătoriile lui în Oltenia, îmi permiteți să ofer un exemplar din această carte în numele autorului, primarului Pelerite, o să aibă acolo la muzeu. Vă mulțumesc, domnule Crucian, că aveți grijă și de satul Pereita, satul de Baștenul Grigore Vieru. Știu că foarte mult ați făcut pentru acest sat, pentru promovarea și numai... Am lui... fost mare prieten cu Grigore Vieru. Da. Și vă mulțumesc de suflet de această carte, că a să ajungă la destinație, să fie transmisă la muzeul Grigore Vieru, care este în... Vreau să vă spun că eu... Apropo de Tudor Nedelcea, el spune undeva, știți, eu mai scriu câte epigramă Nicolae David a regretat în smici, un poi așa, trece un an, doi, scrie trei epigramă de abunii, și de zbun, epigramă. Și prima mea epigramă a fost scrisă la Huș. Huș e satul, oraș, nu, nu-i satul, e oraș. Orașul dintr-o zonă viticulă. Este o bosuioacă de bohotin extraordinară acolo. Școli de mare și alte vinuri. Și au un cub mare de sticlă în care sunt montate vreo 350 de sticle. Și vine o domnișoară și povestește. Asta e o bosuioacă de bohotin care are niște calități așa, are gust
de alune prăjite. Și tot laudă vinurile astea, dar nu stă ca la noi la Cricova, și la Melești mici, așa, degustate. Și am văzut că Mare Vieru scrie o pagină întreagă în carte de impresie. Și mie mi-a venit ideea, mai Grigore, ți-a făcut o epigramă. Și am zis, zic că Vieru de mai de mult, sosit la uș, scrisești cu mult mai mult decât băuș. Ești mai bună. Bun, da, un exemplar rămâne, bineînțeles, aici. Un exemplar se transmite la Dumbrăveni pentru Centrul de Cultură Eugen Simon, cu care Chiar mai ziceți ceva, că avem acolo să vă ofer cuvântul mai departe. Dar fiindcă sunteți aici... Apoi salut pe salutat primarului meu, salut pe domnul primar de largă, onorata asistență. Vreau să spun că academicianul Mihai Cipoi, ca un părinte, m-a crescut, m-a sfătuit de-a lungul vreme. Este cetățeanul de onoare al localității Dumbrăveni, care prima statuie din țară. Și ceea ce domnul academician nu știe, am făcut nomenclatorul stradar și avem și noi o stradă pe care călcăm pe Cipoi. Avem o stradă în Gloriviero, eu stau pe strada Adrian Păunescu. Eu o să zic că dușmanii mei să mă calce numai într-o localitate, nu și în cealaltă. Acum, apropo de Dumbrăveni, acolo au loc niște manifestări foarte importante. Dumbrăveni ne ajută foarte mult, mai mult decât primăriei de la Chișinău, după ce a plecat domnul Sărăfim Răcean de acolo. Și în cadrul unui simpozion literar care se cheamă Poeții Memoriei Noastre, s-a acordat o diplomă magială rămasă, nu știu de ce, la mine, pentru doamna Ileana Știrbu. Așa sunt numite eu la Dumnezeu. Ileana Știrbu, pentru permanentă preocupare de valoare și promovare a valorilor culturale române de pe cele două maluri ale Prutului, semnat de primarul Ioan Pavel, de mine, și semnat de secretarul care se află aici. Și cum de rămas să dumneata asta e întrebarea mea? Așa că ne-a Dumnezeu să o și ca astăzi la larga. El l-a ținut pentru dată. Mulțumim! Acum, încă o diplomă, dar vă rog, mulțumesc, o diplomă care se acordă domnul Vitalie Știrbu. Aici a fost prezentat ca șef al Direcției de Cultură. Eu știam că e inspector. Cum să ție să aibă diplomă, dar soția nu. Așa ne-am gândit să noi, să nu se certe, știți cum e. Eu chiar nu cred cum mă luați. Știți, pe timpuri se abona lumea, abonau secretarii de partid, lumea la ziar, în satul Încărare, mare memorist al nostru, la abonatul că e tatăl lui Încărare și când mai ce s-a. Canale zice secretarul, zice, era dar un singur ziar. El zice, nu, dar dacă se ceartă. Da, bine, crezi că asta se ceartă. Cred că undeva am greșit atât. Poate am plecat, nu era băut. Poate. Mulțumesc, te pulsați. Mulțumesc, mă.
Acum ne-am permis, fără secretarul general și fără primarul de la Dumbrăvești, să dau două diplome. Celor doi consătrine mei, care s-au preocupat cu cultură, în calitate de primar al Chișinăului, și au făcut și aici un lucru bun, au reparat biserica noastră, care din 1898, biserică care face parte din cele 50 de biserici de lemn. După acest proiect sunt numai două. Asta de Latvia și unul în țările Baltice. Da. De altfel, aici, iată unde ne aflăm noi, a fost o biserică veche. Avem fotografie în muzeu. Da, da. Păcat că i-a dispărut. Probabil era mai veche decât cea... Acolo ne s-a adăugat jumătate cealaltă de școală, în 87, acolo s-au găsit două sicrii. Da. Și de aceea, una de diplome, e cea de-a treia, deci pentru domnul Serafim Buricanu, vă rog să o luați. Așa l-a conținut pentru permanenta preocupare de cultivare și promovare valorilor culturii române de pe cele două maluri ale Dunării. Aici trebuie să recit o poezie. Prin eu floare rară și cum nu ne disparte. Vă ofer cuvântul. Da, da, da. Vă mulțumesc frumos. Sigur că nu o să vă rețin prea mult timp. Sunt foarte bucuros să particip la această ediție, la prima ediție, deoarece sunt prima promoție în cadrul acestui gimnaziu, în 72 cam, pare mi se. Sigur că Cimpoi este un cetățean de onoare, nu numai al Vergii, Raionului, dar și a țării, și nu numai a țării, dar este o figură importantă, deoarece este evenescologul numărul 1 din toată lumea. Vreau să zic că a contribuit foarte mult și la deschiderea Centrului Academic Mihai Eminescu din Chișinău, este ideea domnului Mihai Cimpoi, care de fapt este unicul din lumea latină și al treilea din toată lumea, deoarece mai este într-o bibliotecă din India, un centru Academic Eminescu. Universitatea New Delhi. Da, și pare-mi-se în Japonia. M-am mândrit în... Ori Coreea de Sud. Ori Coreea de Sud, da. M-am mândrit întotdeauna de faptul că suntem din aceeași localitate, suntem aproape, am fost aproape, cu toate că întotdeauna a ținut să mă critice. Normal. Chiar țin minte la... pare-mi-se la unul din congrese anul 90 plus minus, eram atunci șef al sindicatelor din Republica Moldova sau primul obțuitor la congres, n-a găsit pe nimeni să-l critice decât Serafim Ureceanu, spunând că domnule Ureceanu, oare nu a venit timpul să vă scoateți cravata roșie în raport de pe tribuna congres. Dar asta așa în formă de glumă, fiindcă s-a lucrat foarte mult, Uniunea Scriitorilor și Primăria Chișinăului, aș spune că au făcut multe lucruri la inițiativa lui Cimpoi. De către Primăria Chișinăului s-a început tiparul cărții Limba Română, Epografia Latină. Prima a fost scrie despre Chișinău, domnul Mihai Cimpoi. Da. Cunoașteți acest lucru. Împreună, el și cu Iulian Filip au fost acei care m-au strâns la perete. Am deschis 12 magazine de carte în Chișinău. Biblioteci. Vreo 11 biblioteci. Editura Cartier. Atunci s-a început, iată, în 94
această dinamică pozitive și sigur că promotorul a fost academicianul Mihai Cimpoi. Sigur că este o oricare invidie când eu și domnul Bulgaru suntem de pe Mahalaua-Josul, suntem înplasați aici, iată acest liceu pe strada Valeriu Bulgaru, iar liceu, gimnaziu Mihai Cimpoi. Cum să mai poate? Deci eu vreau să zic că este un lucru bine meritat, dar noi, părere de rău, neamul este al nostru românesc, târziu se trezește. Cimpoi merită mult mai mult. Și eu cred că va veni timpul când dumnealui va fi răspătit cu acea atenție bine meritată, care o merită și este cu onoare pentru localitatea largă. Să-i aplaudăm domnului Mihai Cimpoi, acestei doamne care a pus eforturi destul de mari pentru ca această idee de a avea gimnaziu Mihai Cimpoi, de a purta acest nume pentru viitor. Vă zic mulțumesc, sunteți bravo! Vreau să-i mulțumesc încă o dată, domnule primar. Atunci pe Bulgaru. Că atunci când a apărut această idee, și vreau să vă spun că este unic, de fapt, centru academic, adevărat, care e foarte activ, foarte dinamic, și care este vizitat, am avut grupe de studenți din Germania, din Turcieturi și s-au uitat sărmanii că acum să loviți de cutremuri. Ziceau, de ce idee bună să facem și în Turcia un centru care se poate în numele lui Moise Bre, poetul lor național. Au venit că de la noi au luat această idee. Nu știu dacă au făcut-o sau nu. Dar vreau să vă spun, apropo de educație, nu am fost în Turcia, am semnat și un acord de colaborare cu Ministerul de acolo. Președintele Uniunii de acolo l-am întrebat, zic că cam ce salariu are, el zice 15.000 de dolari. Dar zice, dar dumneata, zic, eu sunt de bază obștiești, așa, dar el spui, eu zic, bocat, băi, dar lucrează degeaba la urmă, nu zic, bocat. Sărbătorit cea de 20 aniversare centrului academic de militar. 20, da, din 2000, da. Așa e. Și centrul nostru are cele mai importante ediții, Eminescu, are unele cărți pe care nu le are în Biblioteca Academiei Române, zicem Ortes, traducerea italiană de Ortes, o avem numai noi, la centrul Eminescu, și vreau să vă mai spun că avem ceva deosebit de prețios, este copia documentului semnat de Mihai Eminescu, că nu avea bani, nu avea ca să plătească taxa, pentru diploma de la Universitatea din Berlin, despre care toți criticii, mari critici, au scris că el a fost, nu așa, un fel de student, un liber auditor. Nu, el a primit această diplomă pentru faptul că a fost la toate cursurile de filozofie de la până. Și acest document este la noi și sperăm că odată cu ce a fost numit acolo domnul Ciocoi, ambasador, și doamna Ciocoi, profesoară, o să rog să caute chiar și diploma, care cred că se păstrează. Dacă este semnătura lui Eminescu
pe acest document că el are diplomă, trebuie să fie și diplomă. Acesta e centrul nostru, foarte important și noi deținem și copia facsimilată a tuturor caietelor lui Eminescu, că adică vorbim de publicistică, publicistica lui a fost în gazeta Timpul și Curierul de Iași, dar toate poeziile lui, nu toate, dar o parte din poeziile lui sunt în caietele pe care Titu Maiorescu în 1902 le-a predat Bibliotecii Academiei Române. Și s-a făcut, s-a facsimilat, datorită regretatului Eugen Simeon, toate aceste caiete, sunt 16.000 de pagini, le avem toate la Centrul Eminescu, ele pot fi consultate, fiindcă sunt mai citețe decât originalul peste care s-a depus galben, culoarea galbenă. Acum, acest copiator pe care l-a adus Ion Caramitru, pe care eu l-am cunoscut, a fost prieten. Când era ministrul culturii, a adus un copiator care ce a făcut? A îndepărtat fondul galben. Acum vă spun că se poate citi cu ușurință mai mult variantele astea facsimilate și a făcut o mare minune, copiator. Însemnările cu creionul lui Eminescu care s-au șters, le-a șters timpul. Nu se mai puteau citi. Copiatorul a luat urma creionului și le-a restabilit pe toate. Iată, avem 38 de volume care sunt de la centrul nostru și avem foarte multe alte ediții. Bun, acum am ajuns și la domnul Valeriu Bulgaru. Nu s-a încurcat acest diplomă. Domnul primar. Dar domnul Riteanu vrea să găsească el ceva așa. Dar eu, știți, fiind basarabean în satul lui Paul Goma, Manaie sau satul Micuță. Eu am fost prezentat așa, voi, academician român și critic literar basarabean. S-a fiat o prezentare, dar apropo de greșeală, am fost invitat și eu la Universitatea Alexandru Ioan Cursa din Iași să țin o conferință despre Eminescu, dar mi-a spus decanul Dan Mănâncă, era atunci, și te rog 15 minute. Atât. Vorbesc eu 15 minute, de fapt, o liniște. Zic, iată, domnul decan m-a rugat să vorbesc numai 15 minute. Dar mai vorbiți, dar mai vorbiți. Mai vorbesc eu 15 minute. Acum mă uit eu la ceas, când arătați de acum, de două ori. Asta atunci, domnul Cepoi, da? Da. Și-am mai vorbit 15 minute. Dar vedeți cu vorbitul de cursă lungă, știți? Eugen Simeon, domnul Mihai Tiriac, o să confirme, el se referea la un cărturar probabil de Diego Mediu, care zicea că de ce nu trebuie să vorbești lung? Eu am să vorb, așa că ai devenit proverbială, că eu îndemnam. Lumea era o întâlnire cu Eugeniu Coșer, mare, nostru lingvist, de la Mihăirenii ăștia. Era lingvist mare a fost, gigant. Am fost la o conferință la Constanța, el răspundea în toate limbile cu care se citea. Se prezentau acolo conferințele, inclusiv în Japonia. Dar Japonia, fiind o țară civilizată, l-a tradus integral. Cele două lucrări ale lui, lucrările de bază, nu sunt traduse în românește, pentru că ele sunt scrise în spaniol. Da, bun. Acum, vă spuneam de
conferința mea vine un coleg de la Iași, și domnul tehnician, am ascultat cu atenție să vă prind cu greșeală. N-a fost să fie. Nu m-a prins. Așa că n-au dușmanii mei să, nici această posibilitate să mă prindă cu vreo greșeală făcută în limba română. Mă rog, să luați. Parcă și un cuvânt de răspuns. Nu, eu nu știu, domnule Cădincean, onorată asistență și mulți stimate, respectabile, constatăm îndeoseb, academician a multor academii, dar mai ales Academiei Române și Academiei de Știință Republicii Moldova, critic literar, filosof, istorician, adică i-a spus tot, vină la mine, dar aici am vrut să subliniez că cu mândrie port în suflet și în cuget că sunt constatean a marelui om de cultură și de carte, cum îl numim noi mai rapid, un munte de carte cu care ai ocazia să discuți, să constați unele adevăruri și ești trăitor în aceeași perioadă cu dumnealui. Viața așa e o fenomen sau o valoare că toți cunosc începutul, mai puțin cunoaștem drumul care se numește labirintul ei și nimeni nu cunoaște sfârșitul. Începutul învățăturii sau cărturăriei noastre este aici. Eu, cu deosebit sentiment, am pășit pragul acestui gimnaziu și mai mult dau valoare acestui loc, va purta de azi înainte numele marelui cărturar român, născut la noi în sat și început să învețe alfabetul marelui studiu aici, la gimnaziu, numele dumneatale. Cu un mare respect, vă felicit, domnul academician, și adaug că desăvârșită valoare sau plină valoare a personalității, omul o cunosc după plecarea lui sus, la Domnul. Că atunci sunt de acord și oponenți cu valoarea celui plecat. Dar dacă valoarea personalității este constatată când el este între noi și toți cu aceasta sunt de acord, despre aceasta se vorbește mult. Domnul academician, eu apreciez foarte mult hotărârea direcției conducerii gimnaziului Dici de Largă. Apreciez foarte mult Consiliul Săpesc și primarului din satul Largă, Direcției de Învățământ Regional, pentru această decizie comună luată unanim. Adică când a fost vorba de valoarea Mihai Cimpoi, nu s-au găsit oponenți care, printre altele, mai numesc nu știu cine și dușmani, dar ei, de fapt, nu sunt de acord cu careva, să zicem, poziții, expresii sau constatări. Dar în cazul dat a fost o opinie unanimă, care eu îmi îndresc de cei care au adoptat-o și o apreciez foarte mult. Nu știu ce. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, că așa e dat la noi să fim, rău cunoaștem istoria și nu putem prezice viitorul. Dar putem câteva poziții să le declarăm. Vom respecta și mai mult acest gimnaziu, chiar dacă pe viitor, peste nu știu câți ani, se vântură o idee că va deveni un centru cultural Mihai Cimpoi regional sau chiar național, dar când va trebui și cât ne-a ține glumazul, cum spuneam noi în expresie de masă de largenie, noi vom contribui pe măsură ca acest centru să sune bine, să radieze carte, să radieze cultură pentru satul nostru, pentru baștele noștri și pentru cei care sunt setoși de a deveni personalități mari, așa cum este și va fi întotdeauna constateanul nostru Mihai Cimpoi. Apropo de apreciere, știți, despre mine au scris
mari cărturari români și din alții țări, dar o apreciere deosebită și foarte exactă mi-a dat un critic stabilit în Germania, îi zice Marian Popa, care scrie într-o istorie a lui, zice, Mihai Cipoi e un bun profesionist. Asta trebuie să fie toată lumea, buni profesioniști. Da. Mulțumesc. Și acum în fața... Cât mai multă lume, cât mai multă lume. Acum în fața dumneavoastră vine a patra generație din dinastia Bunăcenilor, Cristi Mititelu, cu trei piese din suita românească. În primele 15 minute te ascultă cei din sală.
în următoarele 15 minute te ascultă pereți. Iar în ultimele 15 minute te ascultă dracu, mai dacă ai o legătură. Seneca mai spunea că vrei frumoasă privitor la pregătirea și spiciul în fața publicului, foarte frumos, vă spălărie. În ce privește muzica, deci am uitat să îmi lau copii. Ei îmi zic, bun, toți. Și mă trezesc eu așa, fiica mea, Raluca, este profesoară de pian. Nepoțelul cel mai mare este violoncelist, deci are 13 ani și a luat trofeul de aur la Festivalul Mondial al Tinerilor Violoncelist, vă dați seama. Și îmi spune Raluca, fiica, zice, Bubu, că ea nu mai zice tată, tot Bubu îmi spune, bunel. Zice, uite ce bucurie am eu, că cel unul din mari lăutari și-a trimis nepotul să învețe la mine și du-te dacă vrei să cânti bine la fian, du-te la Raluca ce poate.